Toma Zijamelul, unul dintre cei 12, nu era cu ei, cu restul ucenicilor, când a venit Iisus, atunci în seara învierii. Ceilalți ucenici au zis, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune palma mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu el. Pe când erau încuiate ușile, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și pune-l, uite-te la mâinile mele. Adu mâna ta și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Cred că în momentul acela Toma n-a mai avut energie să pună mâna, s-a prăbușit la picioarele Domnului Iisus și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Ascultați cuvintele Domnului Iisus. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Dacă v-aș ruga să alegeți astăzi să vă așezați în unul din cele două grupuri, pe care l-ați prefera? Pe cei care văd ca să creadă sau pe cei care nu văd ca să creadă? Pe cei care văd ca să creadă. Cei care văd ca să creadă. Versetul următor continuă. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Istoria lui Toma marchează o graniță foarte importantă în desfășurarea planului lui Dumnezeu. A fost o vreme când întrupatul Fiul al lui Dumnezeu a coborât între noi și a umblat printre noi plin de har și de adevăr și Ioan spune ce-am văzut, ce-am auzit, ce-am pipăit, aceea vă vestim și vouă. Este vremea întrupatului cuvânt al lui Dumnezeu, cu alte cuvinte el putea fi pipăit, putea fi văzut, putea să umble prin mijlocul nostru și să ne atingem de el, să ne frecăm de cel înviat ca să ia învierea pe noi. Dar foarte curând urma să expire într-un fel această vreme și Domnul Iisus urma să înalțe la cer. Dar Dumnezeu n-a lăsat credința noastră atârnată în nimic, dacă m-aș opri aici, pentru că m-ai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut, toți ne-am revoltat și am zice, de ce noi nu avem harul de a vedea și de a crede? De ce nu ni se arată cel viu ca să putem spune că El există și să credem în El? Dragii mei, s-a făcut o simplă substituție. Cuvântul întrupat a fost substituit cuvântul scris. Astăzi, în epoca istoriei bisericii, dacă vrei să ai credință și să ai o credință sănătoasă, temeinică, trebuie să o ancorezi în cuvântul lui Dumnezeu, nu în minune. Așa, aș vrea să priviți o clipă cele două coloane care sunt în fața voastră. În prima, în stânga, aveți înmulțirea pâinilor. Toți știți istorioara respectivă, Domnul Iisus a terminat de predicat, se înserase, oamenii erau flămânzi și ucenicii vin și îl zoresc. Dă-le drumul să plece acasă și caute de mâncare prin satele de prin vecini. Aici e un loc pustiu. Și Domnul Iisus le aruncă provocarea, dați-le voi de mâncare. Ei sunt absolut stupefiați. Doamne, este aici un copil care are câțiva peștișori și câteva pâinișoare. Cum o să săturăm noi mii de oameni? Puneți-i să șadă jos. Au să juc jos și Iisus Hristos, urmând scena cu ochii inimii, a început să împartă pâinea și peștii. Și ca din ulcioarele văduvei din Sarepta, nu se mai terminau lucrurile, s-au săturat mii de oameni, afară de bărbați și femei, și au mai strâns și 12 coșuri pline de fărâmituri. Observați în imagine, l-am pe Domnul Iisus izvorul, sursa, fântâna binecuvântării. Apostolii nu sunt alții decât cei care iau din mâna lui Hristos și dau mai departe mulțimilor. Iau din mâna lui Hristos și dau mai departe mulțimilor. După cum viața nu e în mlădiță, ci în viță, așa, dragii mei, în mâinile lui Hristos este puterea, miracolul înmulțirii. Noi trăim într-o altă epocă. Apostolii
au trăit în prezența Domnului Iisus și au fost legitimați prin minunile și semnele pe care Duhul lui Dumnezeu le făcea prin ei, ca să ne lase nouă Scripturile. În coloana din dreapta este Domnul Iisus, care practic ne vorbește prin Duhul care ne luminează prin Scripturi, iar biserica împarte adevărul lui Dumnezeu mai departe mulțimilor. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Dragii mei, apostolii au avut harul de abia de la izvor. Nouă ne-au adus găleata de la izvor, care se cheamă Sfintele Scripturi, și singura noastră șansă este să ne stâmpărăm setea bând din ce ne-au adus ei. Noi nu avem harul revelației, ei l-au avut. Apostolii sunt singurii care au putut spune, afară de profeții Vechiului Testament, așa vorbește Domnul, noi trebuie să ne limităm la așa scrie în Scripturi. Temelia vieții creștine sunt Scripturile. Am fost istoria lui Toma, nu o găsiți decât în Evanghelia după Luca, dar întotdeauna ca să verifici un adevăr, trebuie să-l verifici și în alte cărți. Dumnezeu nu se contrazice. Dați-mi voie să, în Evanghelia după Ioan, mă mut în Evanghelia după Luca. În al doilea volum, în Faptele Apostolilor, Luca spune că după patima lui, versetul 3 din primul capitol, Domnul Iisus li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile, de câte ori nu știm. Dar aici spune doar deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Ce foarte interesant este că Luca alege doar câteva arătări din prima zi a învierii. De pildă, Ioan vorbește despre multe alte lucruri și dacă mergi prin Evanghelii găsești diverse arătări ale Domnului Iisus. Ne spune Pavel în Corinteni că s-a arătat la peste 500 de frați, din care mulți erau încă în viață. Deci era deja o biserică la înălțarea Domnului Iisus. Dar dați-mi voie să iau din prima zi a învierii elementele pe care Luca le subliniază. Femeile dis de dimineață largă la mormânt să îmbălsămeze, să ungă trupul Domnului Iisus Hristos, când ajung cu vasele, probabil gâfâind pentru că au alergat să ajungă acolo, abia așteptat să treacă sabatul, văd piatra prăvălită la o parte, intră, se uită în mormânt, mormântul este gol și stupefiate rămân și zic, ce s-o fi întâmplat? Dumnezeu trimite un înger și îngerul acela, interesant, prin toată slava lui, putea să îi copleșească, dragii mei, să cadă cu fețele la pământ, dar parcă și-ar fi ascuns slava ca să le atragă atenția într-o altă direcție. Și îngerul le spune, aduceți-vă aminte ce v-a spus el când era încă în Galileea. În aceeași după masă, doi dintre ei plecau triști spre casă. Au venit femeile, le-a spus că le-a vorbit îngerul, ei credeau că-s basme, așa spune Scriptura. Mergeau spre casă și un străin li se alătură, vreo 6 kilometri, spune la Emaus, și străinul acela le pune o întrebare, despre ce vorbiți între voi? Ăștia se întorc în mărmuriți, zice, tu ești singurul străin care nu știe ce s-a întâmplat în Ierusalim în aceste zile? Ce? Întreabă străinul. Și ei își deșardă de saga sufletului, toate lucrurile erau răvășite pe masa sufletului lor. Noi credeam că... Dar uite că au trecut 3 zile. Iisus, spune textul nostru, ochilor erau ascunse, nu-L cunoască, a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Nu știu cât o fi durat drumul. Probabil că s-a întâmplat cam așa. Făceau un pas înainte, se opreau și povesteau, făceau 2 înapoi... și mai povesteau puțin, ca să înceapă de la Moise să le tâlcuiască în toate Scripturile. Spuneți-mi, n-ar fi fost mai simplu ca Domnul Iisus Hristos să dea vălul de pe ochii lor? Sau să zică numai atât? Semnele cuielor erau acolo pe palma lui. Putea să o facă? De ce n-a făcut-o? Au ajuns la Emaus, era pe înserate, intră înăuntru, se așează la masă, scot ce au ei pe masă și Domnul Iisus frânge pâinea și când frânge pâinea, recunosc, probabil că au văzut semnele cuielor pe mâna lui. Dar în clipa aceea Domnul Iisus dispare. Ascultați ce spun ei. Nu ne ardea inima noi când ne deschidea Scripturile? Dragii mei, au lăsat toate lucrurile pe masă și au alergat la Ierusalim. Au intrat în cameră, au acolo apostolii adunați și au început să le vorbească despre ce li s-a întâmplat. Și în timp ce vorbeau ei, continuă textul,
prin ușii încuiate a intrat Domnul Iisus și le-a zis, pace vouă. Ei s-au speriat crezând că văd un duh. Domnul Iisus le-a mai spus odată, pace vouă. După care le-a cerut ceva de mâncare, ca să vadă că un duh n-are nici carne, nici oase. Le-a cerut ceva de mâncare. Era un trup de slavă nemai văzut în universul nostru. Dar ce e foarte interesant este că textul spune, le-a deschis mintea să priceapă Scripturile. Cu alte cuvinte, dacă nu faci din Scriptură matricea în care toate informațiile disparate sau experiențele tale cu privire la Dumnezeu, cu privire la Hristos se adune la oaltă, niciodată nu o să ai liniște, pace și claritate, limpezime în sufletul tău. Dragii mei, Luca vine și ne spune că doar în lumina Scripturilor se liniștește credința noastră. De aceea Domnul Iisus îi dirijează, le întoarce privirile, atenția spre Scripturi. Ascultați cum își începe Luca, Evanghelia sa. Am găsit și eu cu cale, prealesule Teofile, după ce am cercetat cu deamănuntul, sau am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele, ca să cunoști astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Să ți le scriu ca să cunoști astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Dacă vrei să cunoști temeinicia învățăturilor pe care le-ai adunat, dragii mei, le-am adunat de peste tot, din cărți, din predici, de la radio, din reviste, din tot ce este în jurul nostru. Avem o grămadă de informații care se bat unele cap în cap în mintea noastră. Când stau de vorbă cu oameni și pun întrebări, văd câte au adunat în capul lor oamenii. Cum limpezești toate aceste lucruri? Într-un singur mod, odihnindu-le pe paginile Scripturii sau găsindu-le locul în tiparul, în planul lui Dumnezeu. Așa începe Evanghelia, așa se termină Evanghelia, dar la mijlocul Evangheliei există un stâlp pe care se așează tot acest adevăr. A fost odată un om bogat și era și un Lazar, un cerșetor la ușa lui și tare ar fi vrut să mulțumească cu fărâmiturile care cad de la masa bogatului, dar nu îi le dădea nimeni. Cu vremea a murit bogatul, a murit și Lazar, fiecare a ajuns. Lazar în sânul lui Avram, bogatul în focul cel veșnic. La un moment dat, Domnul Iisus, în pilda sa, deschide un pic fereastra ca să vezi de la un loc la celălalt și îl vede în sânul lui Avram pe Lazar și bogatul care se frământa în văbaia focului zice, Părinte Avrame, trimite-l pe Lazar cu un pic de apă, numai să-mi pună un strop pe limbă. Nu se poate, între noi și voi este o prăpastie care nu poate fi trecută. Atunci, Părinte Avrame, mai am 5 frați acasă, te rog frumos, trimite-l pe Lazar să nu vină și ei în acest loc de chin. Au pe Moise și prorocii. Nu, Părinte Lazar, dacă va învia cineva din morți, vor crede. Știți ce spune Domnul Iisus în pilda asta? Dacă nu cred pe Moise și pe proroci, adică Scripturile, chiar dacă ar învia cineva din morți, tot nu vor crede. Cu alte cuvinte, nu doar Ioan îmi spune că este o graniță foarte clară în care comut de pe cuvântul, întrupat pe cuvântul scris. Toată Scriptura și Luca spune același lucru. Credința noastră vine prin auzire și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Nici îngerul, nici Hristos n-a atras atenția asupra minunii. Singurul care este în fața mormântului gol este Petru. Știți cum a plecat acasă? Buimac și necredincios. Minunea pe care a văzut-o, piatra prăvălită, mormântul gol, n-a sădit credința în el. A trebuit să vină în fața Scripturilor ca să se limpezească aceste adevăruri în sufletul lui. Ăsta este motivul pentru care în fiecare duminică dimineață, dragii mei, ne adunăm în jurul cuvântului. Ăsta trebuie să fie și să rămână pilonul central al adunărilor noastre. Și cum noi suntem în 1 Petru, m-aș întoarce în această carte. Joia mare, vinerea mare, duminica învierii, dimineața după masa, a doua zi, pe unde ați fost, poate că au creat așa o paranteză în frământările noastre. Dar cartea aceasta este plină de adevăruri contestate, discutate, disputate de creștini de la un capăt la celălalt, de cel puțin 500 de ani încoace.
de pildă, învățături despre cum alege Dumnezeu pe cel care îl alege, cum mântuiește Dumnezeu pe cel pe care îl mântuiește, ce rol joacă botezul în mântuirea noastră, care-i rolul suferinței, dacă Dumnezeu este atotputernic, El zice și se face, de ce copiii lui trebuie să treacă prin suferințe și încercări? Cum adică doar unii sunt preoți sau toți suntem preoți? Cum funcționează povestea asta preoției și a slujirii? De ce și soția, și bărbatul, și robul, și cel slobod, toți sunt în slujba lui Dumnezeu? Sau cum va fi judecata? Cum va fi răsplătirea? De ce unii primesc 10 cetăți, alții 2 cetăți, altul nu primește nimic, ci aruncat unde-i plânsul și scrâșnirea dinților? Concepte incredibile care sunt interpretate în fel și chip în zilele noastre. Spuneți-mi, cum facem lumină în astfel de adevăruri? Cred că într-un singur fel, aplecându-ne asupra Scripturii. Am început, sau Petru a început epistola lui cu învățătura despre alegere. Dar alegerea și mântuirea țin de o la altă, dragii mei, nu le putem separa. Ascultați ce spune el în primele două versete. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc împrăștiați, prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia, Bitinia, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Aleși după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Ce a știut Dumnezeu mai dinainte, adică mai dinainte de întemeierea lumii? Ce a scris El în planul Său, în tot știința Lui? Cine va fi ales și cine nu? Ion, da, Maria, ba? Sau cum vor fi aleși cei aleși? Mă că Dumnezeu este tot știutor, cel mai simplu și sigur loc este să zici, El o fi știut și una și alta și o zic, amin. Nu este lucru pe care Dumnezeu să nu-l știe. Dar n-am rezolvat problema, trebuie să continui cu o întrebare. Pe care din aceste două lucruri insistă Scriptura? Ce ne revelează Dumnezeu? Scriptura spune că lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri, lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, eu nu pot trăi decât cu lucrurile revelate, descoperite de Dumnezeu. Am fost aleși după știința sau hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Am pus înaintea noastră, la vremea respectivă, două modele. Este Dumnezeu cel care alege, eu sunt cel ales. Întrebarea este când și cum alege Dumnezeu. Asta este marea frământare. Aș putea spune, am fost mai întâi ales, apoi sunt sfințit. Dar pentru că sunt deja ales, slăvit să fie Domnul, sfințirea nu mai are aceeași importanță și valoare. Sau, dacă las pe Petru să vorbească, el îmi spune, sunt mai întâi sfințit, apoi ales. Cu alte cuvinte, sunt ales prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Dragii mei, trăiți peste prima variantă, cel puțin Petru nu-i de acord cu ea și face din sfințire un lucru absolut obligatoriu. Acum, mă întorc înapoi la știința mai dinaintea lui Dumnezeu, ce a știut, ce a cunoscut El, ce a hotărât El în absoluta Lui suveranitate. Pe cine alege și pe cine nu, sau cum alege pe cel care îl alege? Uitați ce scrie Pavel Efesenilor, în El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Observați, în dreapta aveți întemeierea lumii, punctul acela galben. Tot ce se întâmplă înainte de întemeierea lumii, în planul lui Dumnezeu, în hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, este în Hristos. Cu alte cuvinte, ce a știut, ce a cunoscut, ce a hotărât Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, cum îl alege pe cel care îl alege? Scoateți-l pe Hristos, nu mai aveți nimica. El l-a ales mai întâi pe Hristos, corabia mântuitoare în care să fim mântuiți noi. Observați, în Hristos avem alegerea noastră ca să fim sfinți și fără prihană, dar ca să putem fi aleși, mai întâi trebuia să hotărască în fierea noastră. În fierea noastră se bazează pe iertarea și răscumpărarea noastră. Iertarea și răscumpărarea noastră se bazează pe acceptarea Fiului Lui Dumnezeu de a dezbrăca slava Lui și a lua un chip de om, sau dacă spunem ce spune Petru, de a fi mielul fără cusur și fără prihană, cunoscut înainte de întemeierea lumii, iar ca lucrul acesta să fie posibil, așa a alcătuit Dumnezeu planul în sine însuși.
Totul a început cu hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, iar hotărârea mai dinainte l-a așezat pe Hristos ca singurul mijloc al mântuirii noastre, al alegerii noastre. Deci Dumnezeu nu te-a ales pe tine, ci a ales corabia în care tu să poți urca. Dumnezeu ne-a ales ca să fim sfinți și fără prihană, nu ne-a ales punct, ci ne-a ales cu o finalitate, cu un scop. Și de aceea ne-a ales nu la sfințire, ci prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Am încheiat recapitularea și pun o întrebare. Oare e corectă afirmația mea când știu că foarte mulți credincioși mă contrazic? Dragii mei, eu nu știu, eu n-am în mine însumi lumină și de aceea trebuie să mă verific în lumina Scripturii. Și este o verificare simplă, armonia întregului. Dacă ceea ce urmează contrazice concluziile mele de până acum, nu schimb Scriptura, ci schimb concluziile, îmi schimb teologia. Și de aceea dați-mi voie să trec la următoarele versete, la ceea ce avem astăzi de limpezit, versetele 3 la 9, doctrina mântuirii. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea, gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, în mântuirea gata să fie, încă n-a fost, dar este gata să fie descoperită în vremurile de apoi, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie sau pentru că trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El, fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită pentru că veți dobândi ca sfârșit, ca desăvârșire, ca dovada faptului, credința voastră este mai scumpă decât aurul și a rămas în picioare, în focul încercării. Veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Ce-am citit în textul acesta? Priviți imaginea din fața voastră. Mântuirea trebuie să aibă un început, un sfârșit și o parte de mijloc. O poartă, o cale și o țintă. Spuneți-i cum vreți. Poarta se cheamă nașterea din nou, Nicodime. Observați, Nicodime avea informații religioase despre Dumnezeu, cunoștea Scripturile, era un învățător al legii și Domnul Iisus îi spune, dacă un om nu se naște din nou, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, singura poartă pe care noi putem intra în împărăția lui Dumnezeu este poarta nașterii din nou prin învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Dar am fost înviați la o nădejde vie, nădejde acum pe drum și am mare nevoie de ea, și la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji păstrată în ceruri pentru noi. Moștenire, mântuire sunt sinonime, dragii mei, până când n-ai intrat în moștenire, n-ai intrat în mântuire. Asta este imaginea pe care trebuie să o port cu mine. Deci am fost născut din nou, voi fi mântuit și sunt sfințit pe drum și aici pe drum am toate problemele, toate căderile și ridicările, toate durerile și încercările. Dragii mei, aici am toate rugăciunile, toate lacrimile, aici pe drum. Asta este viața creștină. Și Pavel, ca să-mi liniștească sufletul, îmi spune, toți cei ce voiesc să trăiască în neprihănire vor fi prigoniți. Am și toate batjocurile și toate prigoanele aici pe drum. Și aici pe drum am nevoie de toată puterea lui Dumnezeu ca să fiu păstrat și ținut. Aici pe drum eu mă bucur măcar că acum, dacă trebuie. Doamne, de ce trebuie? De ce trebuie Julie să lase doi copii în urmă și să se întrebe dacă va trăi sau nu? De ce trebuie ca mulți dintre noi să purtăm în trupurile noastre suferință și încercare? Dragii mei, un singur lucru e foarte clar. N-aș vrea să ajung la sfârșitul drumului crezând că sunt mântuit și Domnul Iisus se uită la mine cu ochii reci să-mi spună, îmi pare rău, pleacă de la mine, nu te cunosc. Wow! Decât așa, mai bine, Doamne, trece-mă prin toate cuptoarele prin care vrei să mă treci.
ca să ajungă acolo cu o credință încercată, în ea, în mântuirea gata să fie descoperită, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felul de încercări, pentru că încercarea credinței voastre, care e mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Este o poartă și este o țintă și eu sunt pe cale în mijlocul încercărilor. Ce nădejde am să ajung în siguranță la destinația mea, să intru în moștenirea păstrată în ceruri pentru mine? Dragii mei, nu trebuie să ne batem cu pumnul în piept. E suficient să privim istoria din Exod, Levitic, Numeri, ca să ne îngrozim. 650.000 de bărbați numărați în oastea lui Dumnezeu. Mântuiți prin sângele mielului pascal din fața revărsării mâniei lui Dumnezeu și îngropați în nisipurile pustiei, afară de doi, Iosua și Caleb. Și aceste lucruri au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșitul vremurilor. Dragii mei, nimic nu s-a schimbat de atunci până astăzi. Aceleași pericole sunt pe drum. Și de aceea întrebarea rămâne cu atât mai fierbinte. Ce nădejde am să ajung la sfârșitul drumului în picioare? Să nu trăiesc cu frica în sân în fiecare zi, să am siguranța aceea că Dumnezeu mă va păstra. Observați, pe acest drum noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Puterea este a lui Dumnezeu, credința este a noastră. Domnul Iisus nu s-a rugat pentru ca puterea lui Dumnezeu să nu piară, ci să nu piară credința lui Petru. Cu alte cuvinte, credința este veriga slabă, puterea lui Dumnezeu este veriga tare, nu trebuie să o pui sub semnul întrebării, ea nu scade, nu o poți înmulți, ea este puterea lui Dumnezeu. Nu este mai mare putere decât a lui. Dar noi suntem păziți de aceste două lucruri. Și aș vrea să ridicăm în fața sufletului nostru câteva modele ale mântuirii și să-l alegem în lumina Scripturii pe cel care este biblic, pentru care girează Dumnezeu. Primul model, care mie îmi place cel mai mult, este să fiu păzit de puterea lui Dumnezeu, punct, să nu conteze ce ține de mine deloc. Cu alte cuvinte, Dumnezeu face totul și aș putea să citez la texte și voi face lucrul acesta în timpul care îl avem. A doua părere este că Dumnezeu a făcut ce a făcut, de pildă l-a dat pe Hristos, dar ca să ajung la sfârșitul drumului, totul depinde de eforturile mele, de faptele mele. Este mântuirea prin fapte. Prima este o mântuire prin har, care nu cred că e înțeles chiar bine. A doua este mântuire prin fapte, care este absolut nebiblică și ea. A treia poziție ar fi, Dumnezeu face partea lui și eu fac partea mea. Dar pentru că partea mea ține de vasul acesta de lut atins de păcat, de asta mi-e groază. De partea mea. Și de aceea, dacă aș putea, aș împinge în bătătura lui lucrurile. Doamne, fă tu, te rog, tot. Eu sunt neputincios, tu ești atotputernic, tu poți, tu desăvârșești lucrurile. Acum, eu pot filozofa în jurul acestor trei afirmații. Întrebarea este, ce spune Biblia despre ele? Dați-mi voie să le iau pe rând. Mântuirea prin har, fără să fie adăugat și faptul că harul poate fi transformat în desfrânare. Am citat Biblia. Deci Dumnezeu face totul. M-aș juca cu textul, iertați-mă, de obicei nu o fac, dar doar pentru a vedea ce se întâmplă când iei doar ce-ți place din textul acesta. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită. Care-i veriga slabă? Credința. Am tăiat peste ea. Vreau să scot afară din ecuație. Și vreau să citesc textul așa, să ridic capul, să mă umflu pieptul. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea gata să fie descoperită. Dați-mi voie să vă spun că dacă plec la drum în felul acesta, trebuie să fac o rectificare. Să mă întorc înapoi la doctrina alegerii, care nu poate fi ruptă de mântuire, și zic, în cazul acesta Dumnezeu mă alege mai întâi, mă sfințește după aceea. El mă alege, El mă sfințește, e treaba Lui. E adevărat că o face prin Duhul Sfânt. Întrebarea este cum. Cu alte cuvinte, ce a spus Petru, pot să tai afară din Scriptură. Pot să tai afară din Scriptură. Mântuirea este intrarea într-un tunel, tunelul Harului, pe poarta crucii Domnului Iisus Hristos. E singura poartă pe care poți intra. El a murit și a înviat pentru păcatele noastre.
În spatele meu suflă ventilatorul harului și într-o bună zi mă voi pomeni în împărăția lui Dumnezeu. Între timp, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricăror nelegiuire a oamenilor care ne duce adevărul în nelegiuirea lor. Nu uitați, versetul acesta este un principiu universal valabil. Cu alte cuvinte, nu contează cine-i purtătorul necinstirii și a nelegiuirii. Mânia lui Dumnezeu n-are nimic cu Ion și cu Maria, cu Beni sau cu Gheorghe. Mânia lui Dumnezeu țintește în necinstire, în ce gândești despre Dumnezeu și în nelegiuire, ce faci împotriva legii lui. Nu contează cine-i purtătorul. Da, dar eu am intrat în tunelul mântuirii. Cu mine n-are nimic mânia lui Dumnezeu. Eu, chiar dacă cad, tot pe masă cad. Niciodată nu cad de pe masă. Vreau să vă spun, ăsta este modelul care îi place cel mai mult firii mele pământești. Eu sunt un om foarte mânios din fire. Mă lupt cu ea de când m-am întors la Domnul. Aștept ca Domnul să mă termine odată, da? Să mă termine odată. Cum n-aș vrea să zic, mânia lui Dumnezeu n-are nimic cu mine. N-are nimic cu mine. Dați-mi voie să vă dau și cu un suport biblic pentru o astfel de teorie sau teologie. Romani, capitolul 8, versetul 29-31. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, clar că trebuie să fie vorba de indivizi pe aici, aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât sau predestinat mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și acum uitați-vă la versetul 30, lucrarea lui Dumnezeu complet terminată. Pe aceea pe care i-a hotărât sau predestinat mai dinainte, i-a și chemat, pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprieniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprieniți, i-a și proslăvit. Totul terminat. Iar versetul 31 mă face să mă simt foarte bine. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, puterea lui Dumnezeu, cine va fi împotriva noastră? Sună superb. Am făcut o mică greșeală. Am citit doar ce mi-a plăcut. Dați-mi voie să urc numai cu un verset mai sus. Practic trebuie să mă duc prin toată cartea Romani, da? Numai cu un verset mai sus. De altă parte știm, de altă parte, ce-o fi pe de-o parte, ca să fie pe altă parte. Pe de-o parte sunt suferințele din vremea de acum care nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Pe de-o parte este, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnul ei, dar dacă trăiți după îndemnul ei, veți muri. Dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, asta e pe de-o parte. Pe de altă parte știm că toate lucrurile, încercările, suferințele lucrează împreună spre binele cui? Nu a tuturor. Spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Dar ce înseamnă să îl iubești pe Dumnezeu? Dom'le, nu e un sentiment doar, îl iubesc pe Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și predestinat mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său. Ce-a hotărât Dumnezeu? Cum arată cei care vor ajunge în iad? Asta a hotărât Dumnezeu. După care a pus la dispoziția noastră toate mijloacele ca să ne ducă acolo, dar nu fără voia noastră. Dragii mei, în planul lui Dumnezeu nu lipsește nicio berigă. Este absolut desăvârșit planul lui Dumnezeu. Dar vor beneficia de împlinirea lui doar cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Dați-mi voie să aduc un alt text pe care l-aud foarte frecvent în călătoriile mele când vorbesc despre acest subiect. 2 Timotei 2:13. Dacă suntem necredincioși, totuși, el rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Cu alte cuvinte, necredincioșia mea nu va invalida credincioșia lui Dumnezeu. El își va face lucrarea, pentru că mi-a promis. Știți ce am greșit? Am uitat să citesc versetul precedent. Exact ca mai înainte. Versetul precedent 12 spune, dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dragii mei, nu mai merg mai departe, dar aici trag peste acest model de mântuire. Tunelul în care aș putea pluti din drumul la vâsle că Dumnezeu face totul pentru mine. Biblia mea nu permite să merg pe El, cu toate că mi-ar place, aș lua pe copiii mei cu mine. Nu-i biblic.
Lăsați-mi voie să mă mut la următorul model. Mântuirea prin fapte. Întrebați la rând românii creștini din țara aceasta. Marea lor majoritate crede în lucrul acesta. Nu știu cum va fi, Dumnezeu e bun și drept, dar la urmă poate că faptele mele vor fi un pic mai multe decât alea rele, de aceea mai dau la săraci, mai fac și eu un bine, mai... Dragii mei, în cazul acesta, noi facem totul. Noi facem totul. Dacă mă duc la textul meu, ca să ajung la acest model, trebuie să stric câteva lucruri. În primul rând, să trag peste puterea lui Dumnezeu. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Și zic, voi sunteți păziți prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită. Dar în mintea mea trebuie să fac o comutare de pe credință pe fapte. Pentru că asta spunem noi, credința este o faptă. Dacă este o faptă, este merit. Mântuirea nu e pe merit, deci nu poate fi doar așa. E prin puterea lui Dumnezeu. Uitați cum arată un astfel de model. Am o poartă, Domnul Iisus Hristos, am o destinație, moștenirea păstrată în cerul pentru noi, n-am nimic deasupra capului meu. Și pornesc la drum. Între timp, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Acum, dacă prin credință eu voi ști să evit toate lucrurile astea și să ajung la destinație, slăvit să fie Domnul. Vreau să vă spun, nu-mi place povestea asta. Știu cine sunt, știu că nici dacă vreau, nu pot de multe ori să mușc limba la timp și de aceea nu-mi place modelul acesta, în niciun fel. O primă problemă, confuzia dintre fapte și credință. Ascultați ce spune Pavel ca să răspundă, să limpezească această confuzie în Roman, capitolul 4. Ce vom zice, dar că căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram, tatăl tuturor celor credincioși? Dacă Avram a fost socotit neprienit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu și faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Nu înaintea lui Dumnezeu. Că ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui, îi se socotește nu ca har, ci ca ceva meritat. Dacă credința ar fi o faptă, eu sunt mântuit în baza meritelor mele, că am stat atârnat de Hristos, că am crezut în El. Dar credința nu poate fi socotită ca o faptă, pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe cel păcătos neprihănit, credința aceasta, credința pe care o are el, este socotită ca neprihănire. Lăsați-mi voie să citesc și din Efeseni, capitolul 2, versetul 8. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este harul, darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dar ascultați ce urmează, căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos pentru faptele făcute sau hotărâte, faptele bune hotărâte mai dinainte de Dumnezeu pentru noi ca să umblăm în ele. Nu mai citesc texte mai departe, dar și aici trebuie să trag peste acest model de mântuire. Nu este biblic, nu mă pot rezuma pe el, mi-aduce doar nădejde înșelătoare. Credința nu e o faptă. Rețineți lucrul acesta. Dar credința produce fapte. Credința fără fapte este moartă. O credință vie care nu produce fapte este o credință moartă, pentru că nu-i vie. Fapta vorbește despre credință, îmi spune Scriptura. În Romani, când Pavel este trimis să ducă Evanghelia lui Dumnezeu la toate neamurile, el a fost trimis să aducă la ascultarea credinței pe toate neamurile. Observați ascultarea credinței. Și eu cred că despre asta vorbește Biblia, mântuire prin ascultarea credinței. Dumnezeu face partea lui, la care eu nu pot adăuga, din care nu pot scădea, iar eu trebuie să fac partea mea. Chiar dacă e un vârf de ac pe lângă muntele pe care îl face Dumnezeu, dragii mei, el nu face partea mea. Partea mea ține de mine. Aș cita pe Pavel din Romani 1:16. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. De asta am eu nevoie, de puterea lui Dumnezeu. Dar de ce e nevoie de puterea lui Dumnezeu ca să fiu mântuit?
Pentru un motiv foarte simplu, fiindcă mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri și nelegiuiri. Observați, dacă aici e mânia lui Dumnezeu, nicio putere mai mică decât puterea lui Dumnezeu nu mă poate mântui. Nici Sfânta Fecioară, nici Sfântul Anton, niciun alt sfânt și mijlocitor. Este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Iar dacă Domnul Iisus Hristos nu este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, n-am absolut nicio șansă în fața revărsării mâniei lui Dumnezeu. Dacă El este o simplă creatură, dragii mei, eu n-am mântuire. Pentru că puterea lui Dumnezeu se descoperă din cer, cel puțin o putere egală cu cea a mâniei trebuie să mă mântuiască. Pentru că mânia lui Dumnezeu se descoperă, am nevoie de puterea lui. Dar care e puterea lui Dumnezeu pentru mântuire? V-aș duce înapoi în Egipt. Ziua 10-a, fiecare și-a cumpărat mielul și l-a dus acasă și au beit vreo 4 zile să audă și egiptenii. După care, în seara între cele două seri, în ziua 14-a, mielul este junghiat, sângele pus pe ușorii ușii și mânia lui Dumnezeu în noaptea aceea s-a descoperit din cer și toți întâi născuți au pierit, oameni și dobitoace, afară de cei care au fost ocrotiți de puterea lui Dumnezeu. Care e puterea lui Dumnezeu spre mântuire? Sângele mielului pascal. Interesant că din 10 urgii, în 9, faraon a hotărât pentru egipteni, Moise a hotărât pentru evrei. În urgia 10-a, fiecare a hotărât pentru sine. Egiptenii pentru ei, evreii pentru ei. Dragii mei, nimeni nu poate pune în locul tău puterea lui Dumnezeu deasupra vieții tale, pe ușorii ușii. Dacă tu nu apelezi prin credință, mânia lui Dumnezeu te trăznește. Puterea lui Dumnezeu este sângele mielului pascal. Și de aceea dați-mi voie să păstrez textul așa cum este înaintea noastră și să zugrăvesc un alt model înaintea ochilor mei. Voi sunteți păziți pentru mântuirea gata să fie descoperită. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită. De puterea lui Dumnezeu prin credință. Vreau să vă spun, nu puterea lui Dumnezeu este încercată, credința mea este încercată. Nu puterea lui Dumnezeu poate să piară, credința mea poate să piară. Citiți 1 și 2 Timotei și veți găsi de 8 ori spus de Pavel. Poți să te lapezi, poți să-ți calci, credința îți poate fi răsturnată, te poți lepăda de ea. Luptă-te, lupta cea bună a credinței. Cu alte cuvinte, credința nu e un dat care îl ai acolo, nimeni nu ți-l poate lua, este ceva vânat de toți lunetiștii diavolului. Diavolul dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită. Dar ce-i credința? Pavel a fost trimis să aducă la ascultarea credinței. Credința fără ascultare e moartă în ea însăși. Credința este ascultarea care mă aduce în spațiul în care operează puterea lui Dumnezeu. Când Antioch Epifane a atacat Egiptul, un trimis roman i-a ieșit în cale și l-a oprit la granița Egiptului. Îl se cunoșteau, au crescut împreună la Roma. Și trimisul roman și-a scos sabia și a zis: Roma așteaptă de la tine un răspuns. Și Antioch Epifane a încercat să eschiveze, zică: da, îl voi da. El a luat sabia și a tras un cerc în jurul lui Antioch Epifane. Zice: Roma așteaptă răspunsul înainte să ieși din cerc. Dragii mei, Dumnezeu a tras un cerc în care puterea lui operează. Dacă ești acolo, ești păzit, dacă nu, vei pieri. Credința este ascultarea care mă duce în cadrul în care operează puterea lui Dumnezeu. Și această putere a lui Dumnezeu este sângele mielului pascal. Priviți imaginea din fața voastră. Uitați-vă la șirul de neoane din față. Copertina sângelui Hristos. Imaginați-vă dintr-o dată, bum, s-a transformat în lumina roșie toată. O vezi în spatele meu. Da. S-a reflectat peste noi. Dar ce e foarte interesant este că Dumnezeu nu mi-a libertatea să ies în decor. Deci în stânga, nici în dreapta. Furca edenică de la creație până în veșnicie, inclusiv în veșnicie, ne va rămâne libertatea alegerii. Inclusiv în veșnicie. Asta înseamnă a fi ca Dumnezeu. Liber să alegi între bine și rău și să ai puterea să alegi întotdeauna binele și niciodată răul. Dragii mei, în timp ce priviți imaginea, eu aș citi un text din Vechiul Testament.
Și dacă nu sunteți mulțumiți cu el, m-aș muta și în Noul Testament să vedeți că Dumnezeu vorbește pe aceeași limbă. El nu se contrazice. Iosua, capitolul 1. Priviți imaginea și încercați să vă raportați la ea. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, robul meu Moise a murit, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copilul, intrați în moștenirea voastră, pe care v-am pregătit-o și v-am păstrat-o, v-am ales-o cu toată grija din toate țările pământului. Versetul 5. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nu te voi părăsi. Praise the Lord! Da? Hallelujah! Dacă Domnul este cu mine, atunci mă scol și mă pornesc spre moștenire. Asta e puterea lui Dumnezeu. E acolo, la dispoziția ta. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu toată credincioșia, după toată legea pe care, Doamne, e nevoie și de lucrul ăsta? De legea ta și de credincioșie și ascultare? Dați-mi voie să citesc textul. După toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga. Dar, Doamne, pot să mă abat fie la dreapta, fie la stânga? Da, ți-am lăsat libertatea. Dragii mei, au făcut-o. Până în ziua de astăzi plătesc prețul pentru aceste abate la stânga sau la dreapta. Până în ziua de astăzi plătesc prețul. Nu te abate nici la stânga, dreapta, nici la stânga ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbuti în toate lucrurile tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Cu înțelepciune. Observați, eu voi fi cu tine. Nimeni nu va putea sta împotriva ta. Puterea lui Dumnezeu. Dar ascultarea credinței mele. Stai în cadrul în care operează puterea lui Dumnezeu. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga. O, Beni, lasă de cu Vechiul Testament. Vă las. Vă duc în 2 Petru, capitolul 1, versetele 3 la 11. Dumnezeu este același, dragii mei. Mântuirea se oferă într-un singur mod tuturor. Dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot ce privește viața și evlavia, slăvit să fie El. Dar observați, ne-a dat-o prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui. Îl cunosc pe Hristos câte vreme stau la braț cu El, sub sângele Lui, în relație vie cu El, în ascultare de El. Atât îl cunosc pe El. Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, prin care ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea dați-vă și voi toate silințele. Dumnezeu va da tot, dați și voi tot ca să uniți cu credința voastră, credința fără fapte e moartă, cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, cine n-a unit cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cine nu a intrat în procesul sfințirii și nu rămâne acolo, dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost născut din nou. A uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. A fost cândva curățit, dar a uitat, s-a întors înapoi într-o ca de porci. Da? A uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În adevăr, în chipul acesta veți fi păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea, gata să fie descoperită. Suntem mântuiți prin ascultarea credinței. Nu prin fapte,
Și nu printr-o credință care este o simplă teorie în capul nostru, ci printr-o credință pusă în negoț, prin ascultarea credinței. Spuneți-mi, ce m-aș face pe acest drum atacat din toate părțile? Știu că n-am de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva unor forțe care sunt mult mai puternice decât mine. Cel care dă tâlcoare ca un leu căutând să mă înghită este diavolul însuși, cel mai strălucitor arhanghel al lui Dumnezeu, care a tras o omenire întreagă în păcat după el. Dacă n-ar fi puterea lui Dumnezeu de partea mea, eu, zice Domnul, voi fi cu tine. Eu, zice Domnul, voi fi cu tine. Nu vă vine să strigați? Haleluia! Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Necazul, strântorarea, foametea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia, sabia, înălțimile, adâncimile, alte văpturi? Dragii mei, nimic dacă Domnul este cu noi. Asta e partea Lui și mă bucur de ea. Este cât muntele Everest. Partea mea cât un vârf de ac este să-mi recunosc neputința și să stau acolo unde operează puterea lui Dumnezeu. Și dacă s-a întâmplat să păcătuiesc, să mărturisesc păcatul, să mă întorc înapoi unde operează puterea lui Dumnezeu. Și puterea lui Dumnezeu, dragii mei, pentru carnea mea, operează doar în spațiul spiritual, ci uite aici, în mijlocul comunității, în relațiile în care Duhul se arată prin unul spre folosul celuilalt. Dar despre asta vom discuta un pic mai încolo în carte. Doamne ajută! Amin.